Bună seara, domnule președinte al Camerei de Comerț și Industria României, domnule prim-ministru, distinși reprezentanți ai mediului diplomatic, stimați oameni de afaceri, este o bucurie să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru, cum foarte bine a spus domnul președinte al Camerei, a patra oară, pentru a saluta reușitele comunității de afaceri din România, marcate prin topul național al firmelor. Felicit Camera de Comerț și Industria României, care oferă de peste două decenii recunoașterea bine meritată pentru companiile Fanion din economia noastră. Rămâneți consecvenți pe acest drum care v-a consacrat ca oameni de afaceri valoroși și actori implicați în bunul mers al economiei noastre, fiindcă rezultatele activității dumneavoastră au adus nu doar profit companiilor proprii, dar și bunăstare pentru angajați și la nivelul comunităților unde activați. Doamnelor și domnilor, în ciuda unei guvernări PSD dezastroase, asta nu-i din campanie, din realitate, și a numeroaselor piedici cu care v-ați confruntat în ultimii ani, ați reușit cu tenacitate să vă conduceți afacerile și să faceți în continuare performanță. Din păcate însă, rezultatele remarcabile de la nivelul firmelor dumneavoastră nu indică și consolidarea necesară de care România ar fi avut nevoie la nivel macro. Deficitele acumulate în ultimii ani par să devină amenințătoare pentru perspectivele noastre de dezvoltare. Deficitul bugetar și deficitul de cont curent în creștere demonstrează că PSD a dus România în direcția pur și simplu greșită. De exemplu, fostul guvern a lăsat, la sfârșitul lunii octombrie, un deficit bugetar de 29 miliarde de lei, adică 2,8% din PIB, care a depășit deja deficitul bugetar programat pentru întregul an 2019. Nici asta nu-i din campanie, ci din date concrete. Totodată, lipsa de viziune a modelului economic bazat pe alimentarea consumului a dus la escaladarea deficitului balanței comerciale, dar și la o inflație record, sigur raportată la situația țărilor din Uniunea Europeană. Iată unde au dus impostura și diletantismul foștilor guvernanți. Asta e din campanie. De aceea, acum este nevoie de politici ferme și eficiente, care să readucă economia și finanțele publice pe direcția echilibrului și a sustenabilității. În acest sens, misiunea guvernului PNL de a găsi soluții la problemele create de guvernele dinainte nu va fi deloc ușoară. Sunt însă convins că vom face pași importanți în direcția bună către România normală. Doamnelor și domnilor, așa cum am arătat și în programul prezidențial, țara noastră are nevoie de un nou model de dezvoltare care să se bazeze pe inovare, productivitate și libertate economică. România antreprenorială trebuie să fie economia liberei inițiative, care să genereze prosperitate economică, dar și stabilitate democratică. De aceea, adresez un îndemn campionilor din această sală. Deveniți mentori ai tinerei generații, împărtășiți experiența dumneavoastră și fiți acele modele sănătoase de care este atât de mare nevoie. Este important ca viitoarea generație să simtă că se poate face performanță și aici, la noi acasă, și că împreună, prin seriozitate, putem construi România normală, o țară în care
munca cinstită este răsplătită așa cum se cuvine. Cred că acum este momentul, la sfârșitul unui ciclu de guvernare care lăsa semne adânci pentru România, să gândim pe termen lung și să acționăm în consecință. Acest guvern nou trebuie să gestioneze probleme complicate și tocmai de aceea se cuvine să răspundem și la întrebări incomode, dar indispensabilă pentru viitorul economiei noastre. De exemplu, merită să ne întrebăm împreună cu dumneavoastră, ca reprezentanți ai mediului de afaceri din România, cum ne dorim să arate relația oamenilor de afaceri cu administrația guvernamentală? Care sunt modelele de business fezabile care ar trebui multiplicate? Sau cum putem să construim România antreprenorială pe care ne-o dorim cu toții din această sală? Cred că a devenit evident pentru fiecare dintre noi, decidenți și oameni de afaceri, deopotrivă, că birocrația excesivă reprezintă o povară pentru dezvoltarea afacerilor, iar lipsa de predictibilitate constituie un factor inhibator pentru inițiativele de afaceri. De aceea, în economie, buna guvernare trebuie așezată pe reperele indispensabile ale transparenței, ale consultării și a dialogului. Doamnelor și domnilor, cunoașteți foarte bine exigențele la care trebuie să se ridice buna guvernare în economie. Vocea Camerei de Comerț și Industria României s-a auzit tare și răspicat în toată această perioadă și vă felicit pentru asta. Îmi doresc ca dumneavoastră și instituția sub egida căreia se desfășoară acest eveniment să rămâneți aceiași vectori implicați, aceeași voce neobosită care să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă economia noastră, să gândiți soluții și să amendați derapaje. Probabil că toți oamenii de afaceri din această sală au resimțit problema deficitului forței de muncă, atât sub aspectul calitativ, cât mai ales cantitativ, cu presiuni acute pe termen scurt. Apoi, dumneavoastră cunoașteți foarte bine cât de mari sunt oportunitățile ratate din cauza lipsei de infrastructură. Nimeni nu mai concepe în secolul 21 că poate exista dezvoltare fără investiții în infrastructura de transport. Aceste neajunsuri trebuie ferm rezolvate, iar în acest sens dialogul cu mediul de afaceri este esențial pentru dezvoltarea României. Sunt convins că legiferarea arbitrară, după bunul plac al grupurilor de interese, a încetat. Mediul de afaceri trebuie să redevină un interlocutor constant al decideților publici. Un rol central aparține aici Camerei de Comerț și Industrie, un partener de încredere în toți acești ani, cu care am avut o colaborare foarte bună, în special în acțiunile de diplomație economică. Doamnelor și domnilor, în încheiere, doresc să vă felicit încă o dată, având convingerea că prin eforturile dumneavoastră conjugate, o generație de noi întreprinzători va crea noi modele de succes, precum cele care urmează să fie premiate aici. Vă mulțumesc și vă felicit!